profesionist și câștigați pâinea pentru soție și pentru copii și pentru bunici și pentru voi din șoferit, bă, sunați-vă între voi, pentru că, dincolo de Caterinca și de circoteca totale pe care eu vi le-am promis cu 48 de ore înainte și ele s-au consumat ieri în Parlament, este adevărul despre care vom vorbi azi. Sunt două adevăruri despre care vom vorbi azi. Primul, mașinile, mă rog, și case și culturi agricole și firme, dar în primul rând mașinile, 3 milioane și ceva de suflete asigurate la City Insurance, au la ei, mă număr printre ei, am asigurare, eu, Tudor Barbu, City Insurance. Am niște hârtii care, ferească Dumnezeu și măicuța Domnului, nu e nicio glumă, bă, îl lovesc pe unul în trafic, face amiabila și zice, domnul, iertați-mă, vă cunosc de la B1, da, aveți cumva și asigurare? Da, și arăt City Insurance. Dacă nu-mi iau bătaie în trafic, este doar pentru că, vezi, Doamne, sunt Tudor Barbu, mai știe lumea de la televizor. Dar dacă nu mă știe nimeni, mi-am luat-o. Mi-am luat două șpițuri în cur de în popou, sau o palmă pe stoichi, sau îmi spune, bă, tu ești sănătos la cap, păi îmi dai aceste hârtii, ce să fac cu ele, că mă duc la service. Ceea la service îmi spun, păi bă, prietene, nu vrei să-ți plătești tu reparația? De ce? Pentru că alții ca tine, cu zecile de mii, cu sutele, cât or fi ei, au venit și n-au plătit. Repet, suntem în situația în care cel mai mare asigurator de pe piața din România este într-o situație delicată, ca să mă exprime eufemistic. Vorbim cu doi dintre cei mai importanți reprezentanți ai transportatorilor. Și atenție, nu-i da încă, Paul. Să vă spun de ce fac așa, de ce începe misiunea cu cei doi, da? Cu domnul Hagiu și cu domnul Ștefănescu. Pentru că ne-am gândit cu toții la impactul pentru familia, mașina și buzunarele noastre. Corect. Bă, dar nu ne-am gândit la medicamente. Nu ne-am gândit la pâine. Nu ne-am gândit la orice se învârte pe roți în România sau în afara României la export sau în interior la import. Toate acestea, ce să vezi, merg pe bază de motorină, benzină și asigurare. Asigurare, frate! Sunt disperați șoferii profesioniști. De ce? Pentru că se suie la volan. Sunt disperați patronilor pentru că au în trafic mașini cu șoferi la volan. Bună ziua, domnul Hagiu! Alo? Haideți să-l auzim. Ridicați-i calea de sunet, domnului Hagiu. Bună ziua încă o dată. Avem o problemă pe sunet. Bună ziua, domnul Ștefănescu, până atunci. Nu-l avem pe domnul Ștefănescu. A picat telefonul. Avem o problemă. Domnul Ștefănescu e într-o zonă, am vorbit cu domnia sa, cu un semnal un pic mai labil, semnalul telefonic. Iar cu domnul Hagiu o să refacem imediat legătura telefonică. Nu am cum să încep altfel. Avem și alți invitați. O să vedeți despre cine e vorba, pentru că am uitat să vă spun al doilea subiect al emisiunii. Prețul adevărat la gaze și la curent. Prețul adevărat. Nu ce se prostește, nu ce se manipulează, nu ce se vorbește. Cine și de ce a lăsat situația să ajungă aici? Că se putea corecta, monitoriza și reglementa înainte. O să vă spun despre ce e vorba. Acum ne auzim cu domnul Hagiu. Bună ziua! Bună ziua, eu vă aud foarte bine. Acum vă auzim și noi, Augustine. Bună ziua, domnul Ștefănescu. Și invitațiile noastre. Mulțumesc foarte mult. Domnul Ștefănescu, președinte Cotar, domnul Hagiu este membru al conducerii transportatorilor. Domnul Ștefănescu, vă întreb pe dumneavoastră direct ce v-ar întreba orice transportator sau orice șofer din România. Cât de gravă este situația în piață creată de posibilul faliment al lui City Insurance? Situația este foarte gravă, iar din păcate noi am anunțat-o de acum 2 ani de zile prin tot felul de adrese, atât către Parlamentul României, către toate organismele abilitate ale statului, și nu s-a făcut absolut nimic. În acest moment, răspunzător îl considerăm în momentul de față pe Cristian Roșu, vicepreședinte ASF, numit de Parlamentul României, la care și către Parlamentul României am făcut adresă pentru schimbarea acesteia și domnia sa încă nu a fost schimbat. Probabil nu vreau gradele de rudenie care le are și cum a fost numit în conducerea ASF în momentul de față. Încă o dată, domnule președinte, vă rog să precizați, eu știu, pentru că am vorbit și cu dumneavoastră și m-am și documentat. Spuneți pentru cei de acasă cine este de fapt domnul Roșu. Cine este domnul Roșu? Este verișorul domnului Dragnea,
numit de încă când era domnia sa la putere în PSD, numit vicepreședinte ASF, cel care trebuia să supravegheze cu adevărat această piață, nu Bălciu care l-a făcut în ultimii 2 ani de zile, cu toate că noi l-am avertizat și am spus că aici se va ajunge. Trecând printr-o experiență de acum 5 ani pentru cele două falimente care au fost Astra și Carpatica, în niciun caz nu trebuia să mai ajungem aici. Trebuia dânsul să supravegheze piața RCA, că a fost numit de Parlamentul României special pentru acest lucru. Acum, nu că îi aduc vreun merit de deosebit actualului președinte, dar cred că dacă nu era numit la conducerea ASF, actualul președinte ASF, și acum ne scăldam în aceeași mocirlă cu aceste două societăți de asigurări care dețin peste 76% din piața RCA. Mare atenție, estimați telespectatori! Înainte să vă prezint și ceilalți doi invitați pe care avem în legătură directă și să auzim și părerea lui Augustin, repet, o voce autorizată care reprezintă transportatorii, domnul Hagiu, vreau să vă spun așa, n-am să pun paie pe foc, dar deja au apărut informații, deocamdată în spiritul, cum se cheamă, unor senzori, unor semnale, precum că un alt mare asigurator din piață stă ca pe ace. O să vedeți despre ce este vorba. Vă anunț prezența și le mulțumesc pentru asta a doamnei Barcari, româna Dorina, și a domnului Surugiu, salut Iulică, oameni care reprezintă societatea civilă. Da, Dumnezeu, sănătate. Te salut, Iulică. Oameni care reprezintă... Vă salut, domnul Surugiu. Să treci, Leo, să-ți dea Dumnezeu sănătate toți invitații și oamenii de acasă. Foarte tare. Vedeți ce emisiune, da? Și nu e prietenie, este respect și este colaborare. Surugiu reprezintă, bănuiesc că știți, ca fondator al unui mare sindicat în Ministerul de Interne, reprezintă lumea sindicală, iar Dorina reprezintă milioanele de pensionari, mulți dintre ei care în fiecare zi vorbesc cu ea, îi cer sprijin și îi cer părerea. Vom ajunge și la ei doi. Augustin, te întreb așa. Ai fost prezent în toate televiziunile naționale în momente delicate pentru transportatori, cu impact pentru prostime, pentru noi ăștia, 16-17 milioane câți mai suntem pe acasă. Cât de grav e momentul? Și te întreb în opinia ta, și vreau să aud după aia și părerea domnului președinte Ștefănescu. Mă, cum s-a putut din partea ANAF-ului, atenție, organ de control, antifraudă, și a ASF-ului, cum s-au putut lăsa lucrurile până aici? De vreme ce spun gurile rele și poate voi doi să confirmați, o secundă, Augustin. Dom'le, banii pe care i-au plătit transportatorii, firmele lor, pe care îi plătim noi, 3 milioane de șoferi sau câți dracu, Doamne iartă-mă, suntem asigurați la ei, da? Banii 8 milioane 500 de mașini. 8 milioane 500 de mașini. Poftim. O secundă, Dorina, o să vin la voi. Ideea e următoarea. Banii ăștia au plecat de la noi, că altfel ne lua poliția lui Surugiu în trafic, că n-avem asigurare. În schimb, zic gurile rele și vreau să-mi confirme domnul Hagiu și domnul Ștefănescu, amândoi lideri ai transportatorilor, domne, se pare că prin, hai să le spunem, reasigurări externe, banii au fost, nu o să spun drenați, că mă ia ce ne au, nu o să spun scoși ilegal din țară sau imoral, nu, bă, dar au fost scoși din țară. Nu, sifonați. Vă asumați cuvântul, domnul președinte? Mi-l asum, da. Păi dacă au fost sifonați banii de asigurări, ce a mai rămas în țară, domnul președinte? Păi n-a mai rămas nimic, uitați ce se întâmplă. 50% din, 50% din încasări se duc pe reasigurare. Este cea mai mare poliță de reasigurare care se plătește de către cele două firme, peste 50% din încasări. Când în toată Europa societățile de asigurări plătesc reasigurarea până în 20%. Adică e o hoție pe față. Eu v-aș întreba așa și întreb și pe domnul Surugiu și pe domnul Hagiu, pe toată lumea, colegul meu, domnul Hagiu. Puneți-mi și mie, dacă o firmă de transport, dar noastră, ar fi declarat în fals niște conturi, cum s-a descoperit la City, există un monitor oficial, da, declarat de către ASF, s-au descoperit conturi false care nu erau bani, 150 de milioane de euro. Puneți-mi și mie câte zeci de televiziuni și câte sute de mascați erau la noi la ușă. Bravo! N-am văzut de când s-a publicat în monitor oficial, cu tot respectul, n-am văzut pe nimeni, nicio poliție, nicio televiziune la City Insurance. Dacă ați văzut noastră jos pălăria, eu n-am văzut. Da, hai să ascultăm. Ia zi, Augustin. Te-a provocat chiar colegul tău, domnul președinte. Da, eu nu prea reacționez emotiv. Eu sunt mai rațional. Și mi-aduc aminte momentul 2015, când tarifele RCA ajunseseră la 20.000 pe an pe cap tractor la clasa
de bonus zero, adică la mașină, la prima matriculare, la nivel de proprietar. Eu vă spun așa, situația este atât de gravă în momentul de față, încât nu poate fi, nu poate fi nici măcar măsurată. Impactul pe care îl va avea un eventual faliment al acestei companii este imposibil de măsurat, din mai multe motive. Dar atenție, situația modului în care s-a ajuns la momentul actual, contextul, încă cauzele care au stat la baza atingerii acestui moment foarte delicat, sunt foarte complexe și ar trebui să vă faceți timp vreo 5 emisiuni, domnul Barbu, să le discutăm din 2015 și până în prezent. Ceea ce vă rog însă, pentru că ne cunoaștem personal, sunteți un jurnalist cu mare experiență, da? Și ați fost și parlamentar și știți unde să citiți și printre rânduri, vă rog să vă uitați la toate declarațiile publice pe tema creșterii posibile a RCA-ului din ultimile 24 de luni și o să observați și o să înțelegeți mai multe lucruri decât putem noi spune astăzi aici. Dar, pot să te întreb așa, fii atent, Augustin. Augustin, voi invoca și eu faptul că ne cunoaștem de ani de zile și ne respectăm reciproc, ca să te întreb direct. De ce a lăsat ASF-ul? De ce a lăsat ANAF-ul? 3 milioane și ceva de români asigurați să fie acum cu niște hârtii care în mare parte n-au nicio valoare. Nu doar la servisuri, nu au valoare în piața de asigurări din această țară. Eu atunci când lansez acuzele, le lansez cu foarte multă celeritate pe aceste subiecte extrem de fragile, unde în urmă cu câțiva ani de zile și chiar și anul trecut invocam nevoia de intervenție a unor structuri ale statului care se ocupă cu anumite lucruri. Bravo! Așa e! În emisiuni la acest post național de știri B1 TV, Hagiu spunea fix ce repetă acum. Bă, fraților, unde este organul abilitat al statului, ăla de control? Pentru că antifrauda trebuia să fie acum cu documente în fața noastră a prostimii. Știți ce ne spune ANAF-ul? ANAF-ul ne spune, domne, nu vă putem da nicio informație, sunt secrete. Le dăm, vedem noi cui. Știți ce îmi spune ASF-ul? Ne roagă până luni, avem documentul. Nu o să-l prezentăm pe post, l-a primit producătorul emisiunii, Paul Filimon. Vă rugăm ca până luni să ne lăsați să ne formulăm un punct de vedere. Ok, acum întreb așa. Bă, sunt 3 milioane de români, sunt cu 1 milion mai mult decât cetățenii Republicii Slovenia. Știți Republica Slovenia, da? Aici e vorba de o dată și jumătatea populației unei țări, cum e Slovenia. Este jumătate din populația Ungariei. Ca să înțelegeți cât e de mare drama, lăsați-o dracului cu moțiunea și cu Caterinca și cu miștocăreala din Parlament, alea de ieri, care au făcut vâlvă pe toate ecranele. Uitați-vă la ce o să vă spună Barcarii peste câteva minute despre legea consumatorului vulnerabil. O să vă spună Dorina Barcari, dar o să ajungem și acolo. Domnul Barbu, te rog, la tine vin. E important și în premieră, că nu s-a mai discutat subiectul ăsta la televiziune. Unde a greșit ASF-ul? Ce acuză pot eu să fac? Restul le vor descoperi cei care, dacă doresc, poate să descopere niște lucruri, apropo de ce spunea domnul Ștefănescu, dacă e real sau nu. Eu vă pot spune un lucru. La întâlnirea mea cu actuala conducere a ASF-ului, cu noul președinte, noul președinte mi-a spus exact aceste cuvinte, că dacă nu va reuși să treacă de contarea directă între asiguratori prin proiect de lege în monitor oficial, își va da demisia. Spunând dânsul, cu toate argumentele dânsului și ale ASF-ului, că este singura soluție pentru a salva, la momentul respectiv, situația generată în piață de conflictul dintre servisuri, tarifele de servici și asiguratori. Mă rog, doi asiguratori, nu chiar toți, trebuie să recunoaștem. Ce a făcut, vorbim că au trecut de atunci și până astăzi luni bune. Ce a făcut? Nimic. Au trecut prin Parlament mizeria de proiect de modificare a legii 132 privind asigurarea obligatorie civilă, da? Auto, pe solicitarea de infringement a Uniunii Europene, lăsându-ne în aer. Iar problema asta a rămas în continuare și iată că produce efecte direct sau indirect.
Haideți să căutăm ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani și o să vedem că poate ești un pic de politică pe aici. Am înțeles. Și alte răzbunări și alte manevre. Am înțeles. Îmi cer, complexe. Îmi cer scuze, stimați telespectatori, când e vorba de litere, când e vorba de cum se cheamă, instituții, și ele seamănă puțin. M-am încurcat, noroc cu producătorul emisiunii care m-a făcut atent. Nu ASF-ul este cel care ne-a cerut timp de gândire să ne dea răspuns până luni, ci ANAF-ul. ANAF-ul ne-a cerut oficial ca până luni să-i lăsăm în pace să-și formuleze, deși solicitarea făcută către ANAF e de 48 de ore, ca să ne înțelegem. Ok, poate că atât durează să dai prostimii, tu, instituție de control financiar, care ai un departament numit antifraudă, știți mașinile alea pe stradă care... Mamă, mâncați aia-și gura, a trecut o mașină pe care scrie antifraudă, să-i vedeți pe ăștia în trafic cum li se moaie genunchii pe pedale. De ce? Poate pentru că ei știu ce activități au la serviciu, dar nu asta contează. Eu am tot respectul și nu o spun la mișto, tot respectul. Am văzut în Italia acea structură, am discutat, am avut interviu, ani în urmă, președintele, nu, procurorul șef antimafia al Italiei. Păi bă, ăla-i Dumnezeu în Italia. Știți, ca să omoare unul dintre ei, au aruncat autostrada în aer. Am fost și am filmat acolo, la locul unde a murit. Pe ălaltul l-au asasinat. E, ăia, antifrauda italiană, a generat atentate. Doamne ferește, nu recomand, ferească Dumnezeu să nu înțeleagă imbecilii că acum sugerez să aruncăm autostrăzi în aer, că la noi n-ai de ce să omori. Pentru că nu fac aproape niciun control. N-ai autostrăzi, stai liniștit. Da, Dorina, Dorina. N-ai autostrăzi. Da. Nici autostrăzi, dar nici capo antimafia pe care să fie nevoie să-l asasinez, că oricum n-au făcut aproape nimic. Înainte de a da cuvântul, îl avem ca invitat pe Dan Barbu, șeful acelor structuri care se numesc servisuri auto, unde românii, în naivitatea lor, crezând că au poliță de asigurare, ferească Dumnezeu, după ce și-au ciobit mașina, nu vorbim de accidente grave, vorbim de astea care sunt aproape în fiecare zi cu sutele. Da? Să duc să li se repare mașina, că omul a plătit. Omul crede că este acoperit, că e cetățean european. Nu, e român, nu e cetățean european. Domnul președinte Ștefănescu, dacă mie mi-a scăpat ceva și considerați că e important, e momentul să ne spuneți. Vă dați seama că vă complexez și nu vreau să se supere nimeni pe mine. Deci nu știu ce a vorbit colegul meu Augustin Hagiu cu noul președinte. Nu am cunoștință și nici n-am de ce să am cunoștință. Dar așa cum am spus, dacă nu era actuala conducere, și aici mă refer la președinte, pentru că vedeți dumneavoastră, fiecare este numit, președintele până la urmă nu are nicio putere asupra Consiliului de Administrație. De ce? Că așa a fost creat de către Parlament. Atâta timp cât pui un vicepreședinte care răspunde de sectorul de asigurări, el trebuie să-și ia toată răspunderea. Nu numai să încaseze cei 10.000 de euro pe lună. El trebuie să răspundă material civil sau penal după caz pentru toate prejudiciile care le-au adus, nu numai transportatorului. Fiecărui cetățean din țara asta care este obligat prin legea 132 să plătească această politercea. Dom'le, suntem obligați. Corect. Rețineți, nu e ceva facultativ. Suntem obligați prin lege să plătim o poliță. Păi și atunci domnia sa trebuia într-adevăr să supravegheze piața. Domnia sa trebuia să se sesizeze de mult ANAF-ul, să se sesizeze de mult. Eu aș pune și o întrebare. Deci 150 de milioane de euro trebuiau să aducă, ok. Dar barul a declarat. De ce n-a făcut barul demersuri până acum? Și aici și conducerea barului trebuie să facă declarații și demisă. Pentru că vedeți că City Insurance nu și-a plătit cotizația la bar. Și o să mai fie și de acolo câteva zeci de milioane de euro care nu spune nimeni de ei în momentul de față. Domnul președinte, stați un pic, iertați-mi în cultura. Am puterea să recunosc, nu ca alții să mimesc că știu despre ce e vorba. La ce instituție vă referiți că e datoare City Insurance? La Biroul Asigurătorii din România, cel care va face despăgubirile care vin pe extern. Și uitați că nu și-au plătit cotizația câteva zeci de milioane de euro. Barul, de ce n-a spus până acum că City Insurance nu și-a plătit? Bine, dar nu vreți să ne spuneți de ce n-au făcut-o, nu să ne întrebați de ce n-au făcut-o? Pentru că unii sunt membri în continuare la această asociație și plătesc cotizațiile care sunt, au făcut demersul pe la Parlament pe lângă această lege de infringement cu fel și fel de propuneri benefice, tot către asigurator, în niciun caz către consumator. Bravo. Și uitați unde am ajuns. Ultima întrebare și vreau să răspundeți monosilabic. E o întrebare grea. Dacă nu vreți, nu răspundeți, domnul Ștefănescu. S-a ajuns aici și cu oarecare cârdășie a celor din Parlament care trebuiau să controleze?
Păi, eu v-am spus de la început și vă răspund. N-am de ce să nu răspund. Parlamentul este sesizat de către Confederația noastră de 2 ani de zile sesizări făcute. Și culmea e, sunt sesizările sunt făcute de câte 20-30 de pagini care spunem de ce nu și-a făcut datoria vicepreședintele ASF numit de Parlamentul României. Domnul Roșu. Vreau să vă spun că o să vă trimit toate adresele înregistrate la Parlament. O să țină legătura producătorul emisiunii mele, o să țină legătura cu dumneavoastră, domnule președinte, și cu certitudine vom continua seria emisiunilor, pentru că deja lucrurile încep să devină mai grave decât mi-am imaginat acum 48 de ore când am început acest set de emisiuni. Mulțumesc mult, domnul Ștefănescu. În încheiere, Augustin, concluzia ta sau punctul tău de vedere, dacă nu te-am întrebat eu ceva. În Parlament s-a jucat foarte interesant. Foarte interesant meciul de la vremea respectivă. V-am spus că sunt foarte multe adevăruri neștiute și nu ne permite timpul să le dezvăluim aici. Din păcate, s-a tratat problema cu o teză falsă și nici măcar nu s-au mai ținut de teza falsă. Iar promisiunea legată de contarea directă și asumarea mandatului în cazul în care această decontare directă nu vede lumina tiparului, mi-a făcut-o actualul președinte al ASF, mie personal, în întâlnire la sediul ASF, după care a și repetat-o, dacă nu mă înșel, și în presă, că își pune mandatul pe masă. N-avem decontare directă. Eu sper ca City Insurance să nu ajungă la faliment, să facă o minune să se redreseze și sper ca apetitul pentru RCA în piață să fie mai consistent și dispersia mai mare la nivelul unui număr mai mare de companii, pentru că, din păcate, piața din România, piața asigurărilor obligatorii, suferă din cauza faptului că nu avem apetit pentru RCA, iar aici putem discuta în amănunt de ce, cum și în ce fel. Trebuie să fie piața împărțită între mai mulți jucători, tocmai pentru a oferi stabilitate și pentru a nu trece, sper, din nou printr-un moment asemănător cu momentul falimentului Astra sau Carpatica. Te întreb în încheiere, Augustin, pe fondul acestei informații pe care o vedeți din ziarul financiar, le mulțumim colegilor, citiți-o pe ecran pentru că este o parte a subiectului, o parte importantă a subiectului pe ecran, te întreb așa, care este adevărul pe care văd că tot îl invoci? Adevărata problemă pe care tot o spui, dar nu în clar, și ne-am dus noi presa din incultură jurnalistică, din lipsă de informație, ne-am dus după o fentă, zici tu. Care e adevărul? Care e problema gravă? Sunt N factori care au condus... Pleacă banii au condus... din țară, da? Imediat, Iulică, vin la tine! Fac foarte puțin derulaj în România. Ce spui? Pleacă foarte mulți bani în țară la companie, din țară la compania mamă, iar în România rămân foarte puțin bani de rulaj. Una dintre marile probleme este exact ce v-a spus Surugiu acum. Are dreptate Iulică, ia zi, Augustin. Spuneam că de fiată când asistăm la un astfel de context, discutăm de piață, discutăm de legislație și discutăm de politică. Acești trei factori au condus de fiecare dată și anterior, înainte de momentul 2015 și acum, dacă se va întâmpla asta, la dispariția unei companii de asigurări. Restul să le demonstreze cine trebuie să demonstreze, că n-au fost reasigurați, că... dar ne-a convenit să știți 5 ani de zile. Domnul Hagiu, mai încerc o dată norocul. Care e principala problemă, dacă nu politicul, dacă... care este dedesubtul, care e chichița mafiotă? Toate trei la un loc, domnul Barbu. Mulțumesc foarte mult, domnule Hagiu. Domnul Hagiu nu vrea să spună, să o ia pe scurtătură, să spună. Nu, e adevărat, Iulică. A spus cât îi permite statutul de lider la Cotar, a spus toate trei. Și politicul, și instituțiile de control, în speță ASF și ANAF, și asiguratorii. A spus corect. Este o îmbârligătură și o încrengătură care a făcut... în anii trecuți falimente dramatice, a produs falimente dramatice în piața de asigurări, iar acum suntem pe malul prăpastiei, pe buza prăpastiei, Iulică. Publicitate, păi, vom reveni cu... Sunt curios să văd cum merge ANAF-ul la compania asta. Cum? Cu mascații. Sunt curios să văd cum merg mascații la compania asta împreună cu ANAF-ul și să vedem ce rezultate au. Nu vor merge niciodată, spun eu de acum. Sunt convins.
Mulțumesc mult, domnul Hagiu. I-am mulțumit și domnului președinte Ștefănescu. După o scurtă pauză publicitară, revenim cu Dorina Barcari, cu Iulian Surugiu și cu liderul, cu Dan Barbu, liderul celor care au servisuri și care ar trebui să primească de la noi asigurările City Insurance să repare mașinile. Oamenii nu pot să o facă pentru că știu că nu-și primesc în mare măsură, nu-și mai primesc banii. Revenim imediat. Ne-am întors în direct, stimați telespectatori. Purtătorul de cuvânt al ASF-ului, domnul Apostol, este în direct cu noi. Salut, Dane, mă bucur că vă uitați la emisiune și că aveți un punct de vedere. Te ascult. Bună ziua, mă bucur că am reușit să prind legătura cu voi. Te ascult. Aș vrea să fac cel puțin două precizări apropo de câteva dintre ideile care s-au perindat în cadrul emisiunii pe care am urmărit-o cât am putut. Și aș vrea să îndepărtăm din capul locului două idei false. Aceea de complicitate a autorității la fel de fel de presupuse acte ilegale și aceea ideea pe care am regăsit-o și în diverse titluri de ziar, pe care chiar voi le-ați citat, că am asistat, conducerea autorității ar fi asistat pasiv la ce se întâmplă, este total fals. Și am să spun de ce este fals. Eu sunt venit la autoritate de un an de zile. Sunt un om cinstit și am venit într-o echipă de oameni care au promis că la autoritatea de supraveghere financiară vor face tot posibilul pentru respectarea legii. De un an de zile de când am venit, în mandatul președintelui Nicu Marcu, toată activitatea de control a fost întărită și toată activitatea de supraveghere a fost întărită, tocmai ca să fim siguri că toate companiile pe care le supraveghem respectă legea. Și de fiecare dată când în activitatea de control autoritatea de supraveghere financiară a ajuns la informații care au avut menirea să stârnească speculații sau bănuieli de infracționalitate, autoritatea de supraveghere financiară, la inițiativa președintelui, a sesizat imediat, de fiecare dată, cu rapiditate autoritățile statului, Ministerul Public și alte autorități competente. Nu cred că este cazul să vorbim aici de o complicitate în această situație. Am înțeles, Dane. Eu te întreb ce te-ar întreba. Orice român care ar avea privilegiul să vorbească cu reprezentantul ASF-ului, adică cu tine, te-ar întreba așa. Dom'le, concret, noua conducere, care, așa cum ai auzit în interviurile cu reprezentanții transportatorilor, și-au... Președintele tău a spus așa, domne, îmi pun demisia pe masă dacă lucrurile nu merg cum vreau eu. Vreau să știu și eu concret. Eu, Barbu Tudor, de la B1, care am asigurare, poliță la City Insurance, ce ați făcut voi ca instituție în anul ăsta ca polița mea să nu ajungă o hârtie de 2 lei cu care mă duc la service, ferească Dumnezeu, dacă îmi ciobesc mașina și i-am spun, pleacă Brenea, Barbule, ori îți plătești reparația, ori te duci acasă. Ce ați făcut concret? Că restul e o beletristică frumoasă. Nu este deloc o beletristică. Dă-mi voie să te contrazic, te rog, stimate coleg, pentru că din momentul în care președintele Marcu a făcut acea declarație pe care a citat-o domnul Ștefănescu, da? Ba mai mult, din momentul în care a preluat mandatul de președinte, da? A dispus imediat o analiză la sânge a situației pe piața RCA. Okay. În urma acestei analize a fost întărită acțiunea de control. Corect. Această acțiune de control a condus la o serie de sancțiuni istorice. Haideți să ne uităm un pic și să fim realiști. Când în istoria ASF-ului ați mai întâlnit amenzi și sancțiuni atât de puternice, date în mod repetat, cu menirea de a corecta comportamentul de piață a acestei companii? Niciodată Apostol, până acum. Domnul Apostol, eu pot accepta... Dă-mi voie să-mi termin. Te rog. De data asta s-a văzut că amenziile puternice date deopotrivă companiei și deopotrivă fiecărui membru al conducerii companiei, fie el din directorat, da, sau din consiliul de supraveghere, corect, au condus spre agravarea situației. Asta demonstrează reaua intenția acelor oameni și nici de cum faptul că noi suntem complici la ce fac ei acolo. Eu te întreb așa, mult, că nu mă pricep, Dane. Nu, stai puțin. Ultima idee, îmi termin în 10 Tudor, secunde. Tudor, o întrebare. Imediat. Întrebare pentru domnul la conducerea companiei, fondul de garantare asigurat. Bun. Domnul, stai puțin, Iulică. Avem tot timpul. Până la capăt, că nu suntem într-o ședătoare. Domnul Apostol, este o emisiune moderată.
este o emisiune moderată în interesul celor de acasă, domnul Apostol. Fapt pentru care vă întreb, este adevărat că dumneavoastră, așa cum bine spuneți, conducerea, nu dumneavoastră, purtătorul de cuvânt, instituția pe care o reprezentați, a făcut lucruri pe care alte conduceri în trecut nu le-au făcut. Inclusiv aceste amenzi istorice despre care vorbiți și către instituție și către membrii conducerii acelei instituții de asigurare. Da. Și schimbarea lor din funcție. Exact. Întrebare. Întrebare. În acea perioadă. Unui administrator special. În acea perioadă lungă despre care vorbiți. Noi făceam românii polițe în continuare crezând că este o instituție care ne garantează asigurarea mașinii. Noi în toată această perioadă am sperat că prin toate măsurile pe care le luăm, compania își corectează comportamentul de piață. În toată această perioadă, în asta degeaba, am căutat informații care să vină să ne clarifice cât mai corect și cât mai limpede care este. Este vreo altă instituție mare de pe piața asigurării din România, fără să dați nume, și eu știu la cine mă refer, dar chiar dacă aveți un răspuns care îmi confirmă informația, nu dați nume, pentru că nu avem dreptul. Există un alt asigurator care se află într-o situație delicată, ca să mă exprim eufemistic? Pot să vă confirm că în piața asigurărilor, în ceea ce privește segmentul de RCA, avem o atenție sporită, deosebită cu privire la jucătorii, la operatorii, la asiguratorii care furnizează aceste polițe. Vă mulțumesc pentru sinceritate, oameni buni. Ce v-a spus domnul Apostol este un semnal de alarmă făcut elegant, cu discernământ, de către un purtător de cuvânt al unei instituții foarte importante, numită ASF. O întrebare, dar Tudore. Imediat, Iulian. Imediat, te rog eu mult. Îl avem în imagine alături de Iulian. Exact, director de acolo. Imediat că în principiu n-am discutat cu domnia sa condițiile intrării pe telefon, dar mi-am asumat și la... Poate îmi dă un sfat. Nu poate. Mi-aș dori să nu interacționăm așa, să spun de ce. Mandatul pe care l-are Dan Apostol de la ASF este unul de dialog cu moderatorul, pentru că situația e foarte delicată. Acolo lucrurile sunt sub incidența unor legi și a unor controle chiar cu caracter penal. Ascultă-mă că îți vorbesc serios acum, Iulică. Într-o anchetă penală sau cercetări care se fac în domeniul penal, domnul Apostol nu are cum să intervină. Domnule Barbu, da. Domnule Barbu, nu-mi e teamă să răspund la întrebări atât timp cât întrebarea este pertinentă, nu este răuvoitoare și cât timp nu este însoțită de... Foarte tare, mulțumesc mult. Da, Iulică, întrebarea. Aștept de 4 luni o aprobare să mi se repare o mașină. Când o să primesc? Da, este o întrebare foarte bună. O îndreptați către autoritatea de supraveghere financiară sau o îndreptați către serviciul sau către asiguratorul care trebuie să facă de contul? Corect. Întrebare corectă și atenție, Dane, este chiar caz la el în familie. Eu fiind prieten cu surugiu, știu că... Îl înțeleg și vreau să spun că am în familie, am foarte aproape în familie, situații similare. De oameni extrem de nemulțumiți pe baza unor astfel de incidente. Da, autoritatea de supraveghere poate să... urmărească acum și fondul de garantare a asiguraților care acum este în administrare urmărește efectuarea de conturilor la daune într-un calendar de plăți corect. Întrebare, Dane, la care pot să nu răspunzi pentru că e foarte delicată. Poți să-mi confirm că există, nu știu cum să formulez ca să poți răspunde, că e grea întrebarea. Poți să confirm din partea ASF că există preocupare, mamă ce cuvânt frumos am găsit, pentru modul în care sunt gestionate reasigurările City Insurance în afara țării, moment în care pleacă o foarte mare sumă de bani a românilor, bani depuși la City Insurance pe polițe de asigurare, pleacă în afara țării? E o preocupare? Domnule Barbu, confirm mai mult decât ce mă întrebați. Confirm că într-un an de zile, de un an de zile încoace, Autoritatea de Supraveghere Financiară, împreună cu autorități, parteneri, autoritatea de profil europeană și din alte state, verifică la sânge veridicitatea datelor financiare ale asiguratorilor, corectitudinea în practica lor, nu doar în piața românească, ci și în piețele europene, verifică și statutul pe carte verde și toate aceste informații stau la baza deciziilor pe care de-a lungul acestui an, de fiecare dată, cu promptitudine autoritatea le-a luat, sancționând compania, și toate aceste concluzii stau la baza întregului dosar, să-i spunem, care va conduce către o decizie fermă a Consiliului ASF. Ați înțeles, stimați telespectatori?
ascultător de ce am făcut atât de mult caz și voi continua să fac în emisiunea mea pe tema lipsei de punct de vedere, lipsei de precizări față de noi care le dăm salarii grase, le dăm tantieme uriașe celor de la antifraudă, de la ANAF, să apară în fața prostimii. Nu asta bănei ca nimeni. 17-18 milioane de imbecili, iertați-mă, care stăm și ne uităm cum instituții ale statului finanțate din sărăcia și necazul nostru nu fac bani. Sau dacă fac, nu știm că e secret. De-aia spun, aici instituții românești și străine, ne spune purtătorul de cuvânt, colaborează pentru a vedea exact ce sume pleacă din țară, cum se face reasigurarea, dacă ești men, dacă e pe bune reasigurare, în contextul în care președintele Cotar, Ștefănescu ne spunea acum 40 de minute, 50 de minute, băi, atenție, barbule, este o reasigurare de 50% pe care City Insurance o face afară, în contextul în care normele europene, normele morale acceptate în această piață importantă sunt de 15-20%. E corectă informația asta că normele corecte, domnule Apostol, sunt undeva la 15-20% reasigurare în afara țării tale și la City Insurance a ajuns la 50% aproape? Domnule Tudor Manu, dați-mi voie ca aceste informații în corectitudinea cifrelor lor să le aflați în momentul în care vom avea și o decizie în Consiliul ASF. Vreau să fac mult o precizare importantă pentru telespectatorii dumneavoastră. Vă rog. Sigur că situația aceasta este extrem de emoțională. Sigur că fiecare dintre noi, cei care avem în mână o poliță de asigurare RCA emisă de o astfel de societate care trece printr-o criză serioasă acum, avem un factor emoțional în a judeca treaba. Vreau ca toți oamenii ăștia să înțeleagă că autoritatea de supraveghere financiară face tot posibilul ca toți cei care dețin astfel de polițe să fie ocrotiți de lege. Vreau să înțelegeți foarte bine exact cuvintele pe care le-am spus acum. Bine, ultima întrebare, Dane, la care bineînțeles că poți să nu răspunzi, pentru că întrebarea este și ea delicată și toată lumea înțelege acasă, sper, că purtătorul de cuvânt ASF poate răspunde la întrebări la care conducerea, la care Consiliul de Administrație, la care leadership-ul ASF l-a mandatat să răspundă. Nu-i de capul lui. Dar eu te întreb în numele celor de acasă. Există posibilitatea teoretică sau practică sau cum vrei tu, ca noi, românii, nu ăștia asigurați, toți românii, să plătim 100 și ceva de milioane prin fondul de garantare, să plătim reparațiile pe care City Insurance ar trebui să le repare, să le plătească pentru că avem polițe? Da. Am auzit un răspuns dat chiar de la dumneavoastră din platou. Da, l-a spus Rugiu. Am auzit răspunsul. Eu pot să vă asigur de lucrul următor. Consiliul ASF va analiza cu foarte mare atenție situația de la această companie, situația prezentă, și vă asigur că decizia care va fi luată, va fi luată în interesul fiecărui cetățean și în interesul major al restabilirii echilibrului în piețe și a restabilirii practicilor corecte, legale, așa cum sunt ele reglementate în această piață. Vă mulțumesc mult, domnule Apostol. Apreciez faptul că ASF-ul a delegat purtătorul de cuvânt să intre în direct cu dumneavoastră acasă. Sunt informații foarte importante și când a spus Dan Apostol, am auzit un răspuns în platou, adică al lui Surugiu, răspuns care era da, cu eleganță, subliminal, v-a și răspuns. Nu putea să o facă direct, n-avea cum. Bună ziua, domnule Barbu, și înainte de a vă asculta punctul de vedere, vreau să știu cum vede această situație. O să discutăm în partea a doua emisiunii cu Dorina și cu Iulian, mai aplecat, mai apăsat, mai dur situația la kilowatt, la giga calorie și la gazele naturale, dar te întreb, Dorina, cum ți se pare situația creată de către instituții ale statului? Ați văzut informații pe ecran, ANAF, uitați-vă, emite deja decizii de impunere pentru diurna transportatorilor pe ultimii 5 ani. Dă-mă știrea pe post, uitați-vă la asta, colegii de la Hot News. Păi ANAF știe să-i hingherească pe transportatori pentru diurnă. Avem și o știre care spune că deja s-a soluționat în instanță primul litigiu major. Uitați, prima decizie definitivă în războiul ANAF cu transportatori pe diurnă, da? Deci, păia pe necăjiția aia pentru diurnă, ANAF-ul, bă, antifrauda, sunteți nebun la cap, antifrauda, ANAF își face treaba, îi fugărește pe transportator pentru diurnă. Bă, da, ANAF-ul antifraudă are vreo știre să ne dea și nouă să o punem pe ecran, că știți că suntem echidistanți, știți că emisiunea asta nu are partipriuri. Poți să ne dea și nouă ANAF-ul, antifrauda lor, știrea referitoare la controlele făcute în piața de asigurări,
în cazul City Insurance, în cazul altui asigurator care acum se pare că are și el probleme, și să zică, uite băi, Barbule, nu mai lătra așa iurea în tramvai la, la B1. Am făcut controlele astea, am dat amenziile astea, am trimis în instanță cu propunere, nu în instanță, am trimis spre judecare dosarul penal cu numărul cutare de, da, per P, per 2021. Nimic până azi. Ne roagă instituția respectivă numită ANAF să așteptăm până luni un punct de vedere. Cu tot dragul. Luni sperăm în naivitatea noastră că vom primi un punct de vedere. Bine, dacă ne-l dă pe ăla, că nu vă putem da nimic, că toate sunt secrete, mai bine să și îl păstreze ANAF. Adică, pe bune, nu ne dați luni un răspuns. Conform legii, nu dăm presei, pentru că, vezi, Doamne, ne interzic. Dacă îl dați pe ăla, pe ăla îl știm. Eu am crezut că ne putem vedea luni, metaforic vorbind, prin intermediul documentelor, ca să putem informa cetățenii, proști ăștia care susțin financiar, dând foamea și dând necazul lor, tot sistemul. Tot sistemul. Da, domnul Barbu, vă ascult cu drag și vă mulțumesc că ați fost răbdător cu noi. Bună ziua! Vă auziți? Da, vă aude toată țara care se uită la B1. Vă întreb ce valoare, încă o dată, Dane, te întreb și te-am întrebat când ne-au întrerupt aia cu circul din Parlament. Ce valoare are pentru un serviciu? Și nu mai îmi spune-o pe aia că dacă vine cetățeanul cu mașina lovită și o plătește singur, că aia nu e asigurare. Eu, Tudor Barbu, am asigurare City Insurance. Ferească Dumnezeu! Nici nu știi, Dane, cât de atent am ajuns să merg în trafic. Eu care sunt mai, așa, mai năvalnic. Ca nu cumva să-mi ciobesc mașina sau să lovesc pe cineva. Da? Are vreo valoare? Zi. Oricât de atent ai fi, te poate lovi unul. Și atunci lucru oricum poate fi întâmplat. Da, bă, și are ăla. Are, bravo, uite, la asta, am uitat să mă gândesc la asta. Ăla are City Insurance. Nu, eu, corect. N-ai tu o problemă, Tudore, dacă tu ai o asigurare mai proastă la o firmă. Bun. Mai proastă. Da, Dane, iartă-mă, zi. Păi, răspunsul l-am dat și ieri, îl pot da și astăzi. Nu este nicio problemă. Discuția este foarte simplă până la urmă. Serviciul repară mașini. Este important să încaseze și contravaloarea reparației. Acum, dacă își permite să își încaseze banii peste un an de zile, ok, dacă nu își permite, atunci cineva trebuie să-i plătească reparația sau asta este. Merge la altcineva care își poate permite să investească în viitor, până la urmă. Că este o investiție în viitor. Activitatea serviciilor din România, Dane, cum este afectată de situația asta? Păi, activitatea serviciilor este afectată de mai mult timp. Pentru că societățile de asigurări, așa cum bine știți că noi am mai tot făcut diverse sesizări în sensul ăsta, plăteau destul de târziu și nu în toate situațiile sumele care erau facturate. Și atunci această activitate a noastră a fost afectată și este afectată de foarte mult timp. În momentul ăsta, într-adevăr, apar puțin alte probleme pentru că se decalează mai mult termenele de plată. Banii se vor încasa până la urmă, numai că nu se vor încasa foarte repede. Iarăși mai este o chestie care n-ar trebui să vă surprindă, că e foarte posibil să crească puțin sau mai mult valoarea reparațiilor. Vă dați seama, atâta timp cât cineva își permite să blocheze niște bani pentru un termen foarte mare, este normal să, până la urmă, Dane, cu cât estimezi, cu cât, Dane, mai mare. Dane, cu cât estimezi creșterea asta, cu cât estimezi creșterea asta la reparații în procente? Nu o pot estima în momentul ăsta. Eu am spus că este posibil să se întâmple și până la urmă este un lucru normal atâta timp cât termenele de plată cresc. Da? Da, și crește. Ca să poți acoperi, ca să poți susține niște sume pentru o perioadă de timp foarte mare, e clar că trebuie să apelezi la niște credite care sunt purtătoare de dobânzi. Bun, ultima întrebare, Dane. Când poți să găsești, dacă poți să... Iulică, vine vremea ta! Iulică, vine vremea ta și a Dorinei imediat. Nu te grăbi, stai un pic. Dane, te întreb așa. Dacă vrei să răspunzi, știu că știi răspunsul. Vreau să văd dacă și îl spui public. Este, domne, o cârdășie în ceea ce înseamnă polițele de asigurare RCA în România între stat
și firme private asiguratoare, da sau nu? Da. Nu pot da răspunsul ăsta. Nici măcar nu am de unde să am această informație. Problema la noi este că lucrurile nu au funcționat și că nu funcționează. Da. Bine. Dorina, e vreo cârdășie între state? Nu cauza. Evident, până la urmă. Da. Iulică? Am spus-o, bani puțin în România rămân la fel ca toate firmele străine care își duc banii acasă. E simplu. Vine acum sfârșitul anului, firma audit Franța, Elveția, Dracu, Vlacu, Popescu, sute de milioane pe audit, pleacă acasă, legal, da? Sau pe reasigurare. Fură cum fură amărâtul de român. Sau pe reasigurare. Fură cu acte în regulă. Sau pe reasigurare. Pe reasigurare, normal. Bine. Bani sunt de rulaj în România și servisurile normale. Primesc banii foarte târziu. Da, Dane, în concluzie... nu mai avem timp pentru concluzia ta, mai avem 30 de secunde. Dacă e ceva important, ne auzim zilele viitoare cu domnul Barbu. Dorina, Iulian, rămâneți... Eu îți mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Rămâneți cu noi, stimați telespectatori. Informații, bă, șocante puțin spus, sincer, dureroase. Ăsta e cuvântul despre prețul kilovatului, al gigacaloriei și al metrului cub de gaze naturale. Revenim cu Dorina, revenim cu Iulian și probabil cu telefoane în direct cu voi.